Era noapte de înviere și m-am pregătea să merg la slujbă, la biserica din centrul orașului. M-am îmbrăcat și mă uitam în oglindă, încercând să-mi îndrept cravata, când am auzit o bătaie puternică la ușă. M-am gândit că era vecinul meu de la parter, care încerca să mă anunțe să nu fac zgomot prea mult, așa că m-am grăbit să deschid. Dar în loc de vecin, în fața mea se afla un bătrân îmbrăcat în haine negre, cu un baston în mână și o pălărie de modă veche pe cap. Avea o barbă albă și ochii îi străluceau în lumina holului. Nu l-au necunoscut, dar mi-am zis că era un vecin care auzise că mă pregăteam să merg la slujbă și se oferise să mă însoțească. Am fost puțin surprins, dar am acceptat, deoarece îmi doream companie pe drumul până la biserică. Mi-am strâns repede lucrurile și am început să mergem împreună, iar bătrânul povestea despre viața sa, despre familie și despre experiențele sale din trecut, în timp ce vorbeam, am început să observ că drumul nostru se îndrepta de centrul orașului și mergeam spre marginea orașului către pădurea din apropiere. Am început să mă întreb, ce căutam acolo? Dar bătrânul părea să nu observe și continua să vorbească despre învierea lui Hristos și despre semnificația sărbătorii. Am ajuns în cele din urmă într-o zonă întunecată și am simțit că ceva nu era în regulă. Înainte să pot spune ceva, bătrânul s-a oprit și mi-a spus că îmi pregătise o surpriză. Atunci am văzut câțiva oameni îmbrăcați în negru, cu fețele acoperite de măști care ieșeau din împrejurim și se îndreptau spre noi. Am încercat să fug, dar am fost prins de doi dintre ei și am fost aruncat la pământ. Am încercat să mă lupt, dar erau mult prea puternici și numeroși. Am vrut să strig, dar mi-a pus o mână peste gură și am fost dus într-o zonă izolată a pădurii din jur. Era întuneric și nu puteam vedea nimic, însă puteam auzi sunete ciudate și mirosuri puternice. Simțeam o frică atât de mare când nu puteam să mă mișc sau să vorbesc. După câteva minute am auzit o voce șoptită care mi-a spus să stau liniștit și să nu încerc să fug, astfel îmi va face ceva rău. Am simțit o durere puternică în spatele capului și mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am revenit mă aflam într-un loc întunecat și umed, iar mâinile și picioarele mi erau legate. Am încercat să mă zbat, dar nu puteam să mă eliberez. Am început să-mi fac griji că nu voi supraviețui acestei nopți de înviere și am început să mă rostogoresc în jurul meu, încercând să găsesc o cale de scăpare. În cele din urmă, am reușit să mă eliberez din legături și am început să fug prin pădure. Era întuneric și nu puteam vedea mare lucru. Am alergat cât am putut de repede, dar simțeam că cineva mă urmărea. M-am ascuns într-un copac mort și am încercat să-mi controlez respirația, dar inima îmi bătea atât de tare încât simțeam că o să explodeze. În acel moment am auzit o voce ciudată care șoptea numele meu. Am încercat să-mi controlez frica și să-mi pregătesc un plan de scăpare. Am coborât din copac și am început să alerg încă o dată. De data aceasta, am reușit să ajung la marginea pădurii și am văzut că erau câțiva oameni îmbrăcați în negru care încercau să mă prindă. Am început să stric după ajutor și am reușit să atrag atenția câtorva trecători care se întorceau de la slujba de înviere. Aceștia au reușit să mă salpeze și să mă ducă la spital, unde am aflat că sufeream de multiple răni și vânătăi. Am încercat să explic ce se întâmplase, dar nu puteam să găsesc cuvintele potrivite. Toată experiența a fost atât de terifiantă încât am decis să nu mai merg niciodată singur la slujba de înviere. După câteva zile, am început să-mi aduc aminte ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Am încercat să găsesc fiecare indiciu care să-mi oferă o idee despre cine ar fi putut fi acei oameni și ce ar fi putut să vrea de la mine. După cercetări îndelungate am reușit să descoper că acei oameni erau membri unei secte sataniste care aveau ca scop să recruteze noi membri în timpul nopții de înviere. Încercau să folosească puterea spirituală a momentului pentru a atrage oameni vulnerabili în rândurile lor. În ciuda faptului că am trecut prin această experiență traumatizantă, am învățat câteva lecții importante despre viață și despre forța de a supraviețui. Am învățat să fiu mai precaut și să fiu mereu pregătit pentru orice, indiferent de cât de neașteptat ar fi. De Paști, noaptea de înviere, eu și prietenii mei ne-am hotărât să mergem, să petrecem această sărbătoare într-un mod neconvențional. Ne-am gândit că ar fi interesant să vizităm un cimitir și să explorăm puțin zona în timpul nopții. Eram într-un grup de cinci prieteni, toți entuziasmați să experimentăm ceva nou și incitant. Am ajuns la cimitir în jurul orei 12 noaptea și am început să explorăm împrejurimile. Lumina slabă a lunii pline ne ajuta să ne orientăm, iar liniștea nopții ne făcea să ne simțim ca niște aventurieri curajoși. Ne-am privat câteva minute, admirând monumentele funerare și simbolurile interesante, până când am ajuns la o zonă mai îndepărtată a cimitirului, unde păreau să fie mai multe morminte abandonate și acoperite de iederă. Deodată am început să auzim niște zgomote ciudate și am văzut o umbră mișcându-se în întuneric. Am încercat să ne liniștim unul pe altul, spunându-ne că nu-i nimic acolo, dar teama noastră creștea pe măsură ce zgomotele deveneau din ce în ce mai puternice. Am început să ne dăm seama că nu suntem singuri în cimitir. Erau alte persoane acolo, dar nu puteam vedea cine erau sau ce anume făceau. Inima mea bătea din ce în ce mai tare, iar gândurile îmi zburau la situații de groază și pericol. La un moment dat o voce sinistră ne striga în întuneric, spunându-ne să plecăm și să nu ne mai întoarcem niciodată. Era o voce feminină, dar suna atât de amenințătoare și ciudată, încât am înghețat pe loc. Am început să alergăm prin cimitir, sperând să ajungem la mașină cât mai repede posibil. În timp ce alergam, am auzit un chicotit ciudat și am simțit o mână rece atingându-mi umerii. M-am întors brusc, dar nu am văzut nimic. M-am gândit că este doar imaginația mea și nu este nimic acolo real. Am decis să mergem acasă cât mai repede posibil, dar când am ajuns la mașină, am realizat că una dintre uși era deschisă și că cineva fusese în interior. Am început să ne panicăm și să ne uităm în jur, încercând să vedem dacă cineva ne urmărea sau dacă am fi putut fi vizați de hoți. La un moment dat am auzit niște pași pe lângă noi. Am încercat să vedem cine era, dar înainte să reușim să facem ceva, a fost atacat de niște chestii. Le spun așa pentru că mai mult ca sigur nu erau umane. Dar totuși păreau să aibă mintea lor. Nu știu de unde au apărut aceste lucruri, dar ne-au speriat. Și unul din prietenii mei jura că a reușit să vadă ceva albicios ca o fantomă din filme sau jocuri. Bineînțeles că nu l-am crezut pe moment, dar ce s-a întâmplat după m-a făcut să-mi reconsider poziția legată de lume de dincolo. Un prieten din grupul nostru s-a urcat la volan să pornească mașina care, bineînțeles că nu mai pornea. După am început să auzim urlete care parcă ne dădeau târcoale. Din cauza lipsei unei lumini puternice nu puteam vedea mare lucru în jurul nostru, dar pot să jur că am văzut niște siluete care se învârteau pe lângă noi cu o viteză amețitoare. Prietenul care era șofer a decis să laze mașina acolo când a ieșit să se alăture grupului. în fată din grup a fost trasă de picioare. Nu am reușit să-mi dau seama ce anume o trăgea, dar știu sigur că după ce a căzut la pământ, o forță incredibilă a împins-o atât de tare încât s-a izbit de o piatră funerară. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat mai încolo, pentru că eram foarte speriat. Ce știu exact este că am început să fugim cu toții ca disperații. La un moment dat m-am despărțit de grup și am ajuns la un perete pe care l-am escaladat. Odată ieșit din cimitir, mă aflam pe o stradă neasfaltată. Am mers spre ea până am ajuns în capăt și așa am ajuns la ieșirea oficială. Unul câte unul, prietenii mei au început să iasă. Fiecare mai traumatizat ca celălalt. Partea ciudată e că mașina am lăsat acolo. În a doua zi am mers să o recuperăm gândindu-ne că era bateria moartă sau altceva. Însă când am ajuns unde era parcată în cimitir, a pornit de la prima cheie. Nu știu dacă a fost doar o întâmplare ciudată sau ce naiba se află în cimitirul ăla, de ne-a făcut mașina să nu mai funcționeze. Dar un lucru e sigur, nu o să mai punem piciorul în cimitir cât om trăi. Povestea pe care urmează o să o spun s-a întâmplat în urmă cu ceva ani. Până recent am decis să ignor ce s-a întâmplat să mă facă totul e bine. Dar recent, după mai multe discuții cu terapeutul meu, el m-a făcut să-mi dau seama că e important să mă gândesc la ce s-a întâmplat și să împărtășesc cu alții experiența mea. Așa că hai să începem. Era noapte de înviere. Părinții mei erau plecați la munte cu prietenii lor, iar eu am rămas singur acasă. Am discutat cu mai mulți prieteni care erau și vecini să mergem să luăm lumină și după să vină la mine să petrecem. Aveam câteva sticle de vin pregătite de care părinții mei nu știau, așa că vă dați seama și voi că eram gata de dezmăț. După ce s-a terminat slujba, am început să ne întoarcem acasă pe jos, încercând să nu se stingă lumina până ajungem acasă. Străzile erau liniștite și întunecate, în ciuda faptului că, totuși, era noapte de înviere. Am reușit să ajungem acasă fără să se stingă lumina pe care o luasem de la biserică, dar când am ajuns în fața ușii, ceva ciudat mi-a tras atenția. Ușa era un pic deschisă, iar eu mi-aduc aminte foarte clar că am o după ce am plecat. Poate că cel mai bun lucru pe care puteam să-l facem în acel moment era să sunăm la poliție și să rămânem în fața blocului. Dar din păcate, nu așa gândesc niște adolescenți de liceu. Am intrat în casă, care la prima vedere părea că nimic nu era ne la locul lui. Dar când am ajuns în sufragerie, am auzit un sunet puternic venit din dormitorul părinților mei. Ne-am oprit în loc și eu și restul prietenilor mei. După am dus înces pe ușă și am deschis o larg dintr-o mișcare rapidă. Înăuntru era un individ destul de înalt și solid care se uita la noi. În mână avea mai multe lanțuri de aur de la mama și nici nu vreau să știu ce mai era în rucsacul său. A fost o clipă în care ne-am holbat unii la ceilalți, ne știm ce să facem. Dar până m-am gândit eu să fac ceva, individul a rupt la fugă speriat. În proces l-a dărâmat pe un coleg care stătea în ușă. În ciuda mărimii sale, individul se mișca în de rapid. După am făcut o greșeală și mai mare. În loc să chemăm poliția și să lăsăm pe ei să se ocupe de situație, prietenii mei și cu mine am pornit în urmărirea lui. Dar nu eram pregătiți pentru ceea ce avea să se întâmple. Fugind pe străzile întunecate, hoțul s-a și a intrat într-un cămin vechi și abandonat. Noi l-am urmărit, dar ne-a pierdut în întuneric. În timp ce ne tăram prin labirindul de camere și coridoare, am început să ne simțim tot mai ciudat și neliniștit. Deodată am auzit un zgomot puternic și l-am văzut pe hoț îndreptându-se spre noi cu un obiect metalic în mână. Acesta l-a lovit pe unul dintre prietenii mei, care a căzut la pământ și a început să aibă convulsii. Am încercat să-l ajutăm, dar sincer să fiu, nu știu ce puteam să facem. Din fericire, unul dintre noi avea telefonul la el și a sunat la autorități. În loc să stăm cu prietenul care l-a lovit, a rămas doar unul din noi, iar restul grupului a continuat să îl urmărească pe individ prin căminul părăsit. În cele din urmă, a reușit să-l izolăm într-un colț întunecat și să-l încolțim. Acesta a început să țipe și să strige, spunând că nu vrea să ne facă rău. Am început să spunem că nici noi nu o să-i facem rău, dar era complet disperat și se lupta cu toate puterile. În cele din urmă, a reușit să-l imobilizăm și să-l ținem la pământ până poliția și ambulanța au sosit. Prietenul meu care a fost lovit în cap, din fericire, și-a revenit. Deși ea a avut nevoie de spitalizare, iar eu am rămas cu o frică nedescrisă de întuneric și de stat singur acasă. Au trecut mulți ani de atunci și în ciuda anilor de mers la sală și a anilor de antrenamente de arte marțiale, în continuare am un nod în gât când se stinge lumina pe holul blocului sau când intru în casă și e beznă.